Bună! Astăzi o să vorbesc despre expresia sărac lipit pământului. Și această expresie înseamnă foarte sărac. Ce înseamnă sărac? Înseamnă o persoană simplă care um, nu se descurcă foarte bine din punct de vedere financiar. Un om sărac este un om care nu își permite multe lucruri, care nu are multe lucruri. Și putem să spunem foarte sărac, deci este superlativul, și sinonim pentru foarte sărac este expresia de astăzi sărac lipit pământului. Avem forma de masculin sărac, dacă vorbim de o femeie, putem să spunem săracă, lipită pământului. La plural, săraci lipiți pământului. Deci o să jonglăm și cu aceste cuvinte și le adaptăm în funcție de subiectul propoziției. Primul exemplu ea a spus că a fost cândva săracă, lipită pământului. Acum este bogată, dar nu a uitat de unde a plecat. Practic, această persoană spune că a fost cândva foarte săracă, acum nu mai este săracă, este bogată, deci are bani. Și cu toate acestea, nu a uitat că, la un moment dat, era foarte săracă. De multe ori se spune că cineva nu a uitat de unde a plecat, adică a avut niște începuturi modeste, poate într-o carieră, de exemplu. Adică, la un moment dat, o persoană avea o viață simplă sau foarte simplă. <laughs> ok? Și al doilea exemplu, Viața este foarte grea când ești sărac lipit pământului. Adică viața poate fi foarte provocatoare, pro provocatoare atunci când nu îți permiți multe lucruri. Poate că ai de mâncare sau poate că nu ai mâncare pe masă în fiecare zi, nu știu. Dar asta înseamnă sărac lipit pământului, deci foarte sărac. Extrem de simplu, și poate chiar umil. Atât pentru astăzi. Vă urez o duminică excelentă în continuare, și ne auzim în următorul episod. Numai bine!